Pace și Hristos a înviat! Astăzi vrem să facem iarăși o mâncare ușoară. Fac niște paste cu ton. Uitați așa, am descongelat. Am câteva bucăți de ton. Și fac un fel de ghiveci. Așa, pun ceapă, pun roșii, ardei și ciupercea. Și atunci pun și tonul ăla la sfârșit și pastele le împreunez și mâncăm o mâncare așa ușoară. Pun acum ceapa prima dată să se tăiască și morcovul. Am adus pe Natalia de la grădiniță. Și până n-am mers la grădiniță, am cumpărat două oase pentru câini. Am venit acasă cu Natalia de la grădiniță, am aruncat oasele alea la câini să mai roadă și ei acolo pe oasă din alea mari. Și Natalia a luat osul de la câine și l-a aruncat. Și câinele cu gura după ea. Am zberat așa de tare că m-au auzit și câinele. Și acum Natalia e supărată pe mine foc. Că de ce am zberat așa tare? A fost frică că o capsează. Hai să tăiem aici. Dacă n-ar trebui să le dau părăzătoare. Lasă că și așa e bine. Că n-am dat eu pe părăzătoare. În câine niciodată nu poți să ai încredere. Poate este alță câini excepție, dar eu nu am încredere în câini. Vreau să-ți desfac o ulei. Punem și puțin apă. Așa, și acum când e călit, punem ardeiul, ciupercile, tot. Ce rece îi? Auzi, n-am făcut niciodată paneu. Oare nu-i fain paneu ăsta? N-am făcut niciodată. Bă, e fain. Hai să facem. Nu, hai.
Apple's still good. Ia mai pun puțină ca să nu... Astăzi să ne scuzați că suntem mai tăcuți. Poate altă dată o fi mai bine. Ce să vă spun altceva? Asta l-am te vrea mami. Aș fi vrut ca copiii mei să rămână mai mult cu mine. Nu cred că am avut 2 ore să stau cu ele. Nu cred. Nici 2 ore n-am stat cu ele așa de vorbă. Punem sare. Punem vegeta. Punem condimentul meu cu de toate. Îi și cimbru și ardei și boiașul. Eu știu ce mai e. Nici eu nu știu toate. Acum m-a explicat Anca că a venit cineva să facă reclamă la Imbo cu condimentul ăsta. Nici Ingo nu-l cunoaște bine. Așa. Și să vedem ce avem aici. Nu știu de care parte o fi bucata asta, dar e fain. Uite ce fain are. Și chiar așa fac. Deci așa te las pentru ghiveciul ăla și așa te le fac ca eu. Nu știu de ce așa m-o vine mie acum să văd cum iasă. Sper că nu greșesc. Așa. Ai adus paste de la tine? Da, uite. Adă-le.
să ne dăm drumul aici, că fierbe. Ok. La aia cu fierbe din alea. Nu mai este din alea. Gata, mai fix și gata. Și aici. Mai fix de treabă și la ăștia. Punem puțin apă, nu trebuie prea tare. Așa. Și aici spargem două ouă pentru să facem paneu. Punem puțin condiment. Aici e gata. Așa arată. Punem ulei. Să facem paneu. Deci am aici puțin condiment. Punem aici puțină făină. Cred că e suficient.
ușa aici un pic din plăină, să facă priză mai bine. Din pește, poate că nu face așa bine priză. Da. Da. Acum introducem și asta vă arăt imediat. Mă să șterg. Deci aici îi ciupercile astea așa scăzute și punem astea deasupra. Amestecăm. Și gata-i mâncarea. Deci astea sunt pastele cu ton și aici îi ton pane. Arată. Acum tăiem niște frunze de pătrunjel ca să aibă un gust mai bun și arată și mai bine. Așa. Eu spun că e o mâncare ideală. Acum rămâne la aprecierea dumneavoastră. Punem o bucată
Așa. Și așa. Și eu zic că e super. Așa. Vine așa, Anca. Angie. Anca, vezi? Încă mai am ceva de la fetele mele. Să vedem cum arată. Super. Vrei să guști, Natalia? E ocupată. Deci nu e crud, dar așa arată probabil carnea lui. Da, așa arată carnea de ton. E minunat. Gustă, Angie, să vezi. Da, e bun. E mai bun paneu. Să știi. Mai bine să faceți așa paneu. Dacă găsiți ton, bineînțeles. Foarte bun, foarte gustos. Aceasta este realizarea mea pe ziua de astăzi. Mulțumim la Tatăl Ceresc pentru tot ce ne oferă El. Mulțumesc la Tatăl Ceresc că au ajuns fetele mele cu bine acasă, fiecare în parte. Ce să vă mai spun altceva? Sunt puțin acum câteva zile mai așa cum ar fi o mamă și după aia îmi revin eu. Așa încep. Vă doresc numai bine, pace, la revedere!